Cine are coaie, sare la bătaie. Deci, care se bagă, ne luăm capetele și gâturile jos merge, sângele din noi cum merge din oaie. Care se bagă, curge sângele din oaie. Trebuie să vezi asta. Cum se spune, călătorului îi șa de bine cu drumul. Oare ce ascultă în căști? Cred că traficul. Mașina englezească, volanul pe dreapta, model nou, fără pedale, de admirat că omul conduce prudent. Vorba aceea, fake it till you make it. Ce avem noi aici? Tom Sawyer și Huckleberry Finn, după 100 și ceva de ani de involuție. Și 3, și 2, și 1. Aia a fost. Bă, băieți, unde dormiți la noapte? Uite aici declarație de război de la Suleiman de la Coțofeni. Salut, băieți, salut, oameni buni. Sunt Suleiman de la Coțofeni. Deci am luat pe Mara, mâncai 16 galbeni mari cu aia dinainte care am luat-o. Și cu 13 cu ea sunt 29 de galbeni mari. Am învățat-o bunicul său și bunică sa și o luat-o înapoi de la mine din casă cu forța. A bătut-o, a făcut-o, a tras-o de limbă cine știe ce a făcut cu ea. Deci, nu se bagă nimeni la Mara, absolut. Are 3 galbeni mari, 100 de euro și 500 de mii, un lanț și cercei care valorează 44 de milioane. Plus galbenii are, valorează cu totul ce are, sunt în valoare de 120 de milioane. Plus ce mai mâncai și după aia dinainte care m-a pus ea să o dau drumul, să o dau drumul și după ea care i-am făcut nuntă ce a vrut ea, mâncai 29 de bucăți în total. Deci, care se bagă, ne luăm capetele și gâturile jos merge, sângele din noi cum merge din oaie. Vă rog frumos din suflet să o dea și la mama. Unde poate să merge și la moldoveni? Dacă am înțeles corect, pentru Mara se bate și cu moldovenii. E și ăsta un standard. Acolo mă duc după ea, de acolo o iau, băieți. Mâncava aș pula voastră, nu vă apucați, unul e Suleiman la Coțofeni. Care s-apucă, ăla e mort. Ce să zic, măi, Suleiman? Sper că Mara e bine. Pe bunicul său îl cheamă Ion și pe bunică s-a Zvideanca. Și care s-apucă să ia fata de la el, e norumea. Mustața lui pana corbului. Deci treaba nu e împăteală, nu e nimica. Care s-apucă, ne tăiem capetile ca la oi. Coerent ca ciucă, războinic. Vă rog frumos din suflet să mă înțelegeți, unul e Suleiman. Ne mâncăm sângele unul la altul. Hai să trăiți, pa băieți, la revedere. La revedere, Suleiman, măi vampirule. Uite, ți-am găsit și camara de luptă, definiția testosteronului. Oh. Am convingerea că iubita ta se simte safe cu tine. Ca să nu fie haos, e nevoie de lege. Bună ziua! Bună ziua! Eu, Băgiu Ovidiu Ilie, în calitate de șef al statului ortodox, împăratul ortodoxilor, în virtutea calităților conferite de această funcție, fac public primul decret imperial prin care se instituie în familia ortodoxă a românilor legea Jus Valahicus. Știe el ce știe, doar este împăratul ortodoxilor. Jus Valahicus. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Înseamnă legea românilor. Adică mai exact? Ceea ce s-a făcut cu boicotul înseamnă am zis și am făcut. Aceasta este legea Jus Valahicus. De acum încolo, orice acțiune va fi făcută în numele legii noastre imperiale. Semnat astăzi, împăratul ortodoxilor, 27 decembrie 2022. Și nu mi-e clar de ce împăratul ortodoxilor e îmbrăcat în roz, dar ce știu eu? Probabil să nu fie atacat psihotronic de dracii care conduc lumea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Aș bea un vin fiert. Vinul roșu la Polonic face bine sub buric, poftiți aici, atera, floreceală și gripă avem.
Nu mă aglomerați că marfă este, vă rugăm, păstrați rândul. Sincer, aș vrea mai mulți oameni așa în viața mea. În orășul, dacă îl bei, scoate pupăza din tei și răceala din femei în mare. Acestea fiind spuse, un cântec vesel să cântăm. I want to break free. Tu cui acorzi premiul Darwin? Dă-ne un subscribe, căci avem treabă.